citesc în ochii tăi că mă iubești. Și-ți jur că tu ești ultima lectură. Mă falme că mă îmbată și mă fură. Citesc romane, versuri și povești. Citesc în ochii tăi că mă iubești. Mi-a fost și mie odată să am parte de cea mai vie minunată carte pe care vrei mereu să o recitești. Inima mi-a prefăcut-o în țară, Sadoveanu. Visul rapsodii de primăvară, Topărceanu. Cu Eminescu am stat serile pe deal. Cu Milulescu am fost iarna la predeal. Mi-a pus arghezi în degetul inel vrăjit. Și tuturor le mulțumesc smerit. Dar azi citesc în ochii tăi că mă iubești. Și-ți jur că tu ești ultima lectură. Mă farme, că mă îmbată și mă fură. Citesc romane, versuri și povești. Citesc în ochii tăi că mă iubești. Mi-a fost și mie odată să am parte de cea mai vie, minunată carte pe care vrei mereu să o recitești. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Noi vă mulțumim. Am început... Da. Cu atâta emoție și cu emoție creatoare, această emisie, încât mărturisesc că am asistat la un mic fragment din sufletul artistului Ion Dichiseanu. Nu vreau să zic vorbe, că mie nu-mi plac vorbele mari. De obicei, un artist care se dăruie, indiferent teatrului, muzicii, filmului, artă în general, de fiecare dată dă o fărâmă din sufletelul lui. Și cum afli sufletul artist? Cum poți să-l diseci așa ca la doctor, să afli, să vezi cum e? Prin ceea ce face, pe meseria lui, cum se dăruiește total, cu pasiune, cu dragoste. Ceea ce ați făcut toată viața. Pentru publicul român și nu numai. Cam da. Și am jucat și în străinătate. Am fost din Mexic cu teatru, apropo de... Am fost cu a 8-a zi, zi de dimineață, în Mexic. Doamne, publicul ne-a primit senzațional bine gintă latină. Am luat și premiul o concurs, nu numai eu, teatru românesc. În Grecia, în Spania, la Palais Chaillot, la Paris, am jucat în toată Europa, aproape toată Europa, teatrele mari. Și publicul ne-a simțit sufletul, revenind la sufletul românului care, într-adevăr, trăiește. Eu am o vorbă, eu n-am jucat rolurile, eu le-am trăit. Le-ați trăit. Aici e mica mare diferență. Cât de mult v-au trăit rolurile pe dumneavoastră? Mă întorc în timp, legat tot de asta. Mentorul meu a fost George Vraca. Trebuie să-l pomenesc, că nu se poate. Da, chiar vreau să-mi povestiți despre așa ceva, pentru că ați avut o mare șansă să ajungeți în fața marelui George Vraca și de aici mai departe ați avut zborul plin. Și pe urmă depinde de tine. Sigur. În gală, în gală, în astă seară eu vă spun, prieten, bun găsit! La gală, la gală, un an m-am tot gândit și iată-mă că am venit. Când am văzut eu câtă lume aici se adună, mi-am zis să știi că e ceva ce nu-i bună. La gală, la gală, hai să mă duc și eu, că n-o fi fotino mai zmeu. Zăresc doar actori, fel de fel, în notara național și împrejur de mici colegi, toți chiar cu aznavor.
Libano, Libano, nu a iertat nimic lună de lună cât un pic. Rodica, Rodica, Rodica ta palaga, luat tichet nelimitat. Și-apoi de ce doar Carmen să spune cupletul și Caragiu doar să tulbure baletul? La gală, la gală, hai să mă duc și eu, că n-o fi forti, n-o mai zmeu. Și să cânt din liceu. Nu-i deloc, cum să vă spun, complicat. Puteam să ajung, dar n-am insistat. TV-ul, TV-ul e mult mai fascinant și astăzi e mai captivant. TV-ul, TV-ul, brățară de argint, vă jur pe piersic că nu mint. Și atunci de ce doar Carmen să spune cupletul și Caragiu doar să tulbure